Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Vlad Grigorescu! Înainte să începem, vreau să alegem pe cineva din sală și ca să fie la întâmplare, am un gadget special care o să ne ajute. Gemul ăsta de hârtie. Delia! Dar gemul în spate, fără să mă uit? Trebuie să-l arunci în spate, cine îl prinde, ăla e. Buchetul de mireasă, nu? Exact. Fie ce-o fi. Cine l-a prins să se ridice în picioare, să ducem și un microfon acolo. Nu trebuie să vii aici. Poți să-mi arunci chemotul cu un altă original. Mersi, rămâi în picioare, că vreau să discutăm puțin. Cum te numești? Cătălin. Corect. Cătălin, vreau să facem un exercițiu de imaginație. Vreau să-ți închipui că este zi de votare. Și tu în dimineața aia te trezești cu gândul că, domne, la Revoluție oamenii au murit, că eu să am obligația să merg să votez. Deci presupunem că ești retardat. Ok? Și te duci la vot, te îmbraci frumos, te duci dimineața să te înghesui cu babele, tragi cortina aia și îți dai seama că în față ai trei candidați. Dă-mi voie să-ți arăt posterele lor de campanie. Primul candidat cu care tu poți vota este... Rahatul de căpșuni. Asta este, nu știu dacă știi, rahatul este un aliment tradițional turcesc, la noi se folosește mai mult la cozonac, eu îl mănânc și așa că e bun, rahatul de căpșuni. Da, deci poți să votezi cu ăsta dacă vrei. Al doilea candidat este rahatul de lămâie. Și al treilea candidat este rahatul de portocale. Practic, ai de ales între trei rahați cu ochi. Gândește-te bine cu cine votezi. Rahatul de căpșuni, rahatul de lămâie sau rahatul de portocale. Știu că în mod normal ți-ai mai desenat o căsuță, ai scrie neacea gnori și ai pune ștampila pe aia, dar acum ești retardat de dragul trucului. Cu cine votezi? Căpșuni, lămâie sau portocale? Portocale. Portocale. Te simți influențat? Nu. Știam. Mulțumesc că acesta a fost numărul meu. Nu mă credeți? Dați-mi voie să vă arăt. Aleatoratorul nu este o hârtie obișnuită, pentru că pe aleatorator am printat un mesaj și acela este: știam că o să votezi rahatul de portocale. Luați-o pe asta! Negru pe alb. Mulțumesc, opriți-vă că acum vă anulez toate aplauzele. Mulțumesc, apreciez. Vreau să facem, ăsta e momentul educativ al show-ului, în care eu vă învăț niște chestii despre manipulare. Voi nu știați că scrie ceva pe asta, nu vă arătam ce scrie pe hârtie în niciun moment. Dacă alegeai rahatul de lămâie, vă arătam că, uite, la rahatul de căpșuni pe spate nu scrie nimic, la rahatul de portocale pe spate nu scrie nimic, iar la rahatul de lămâie pe spate scrie: știam că o să votez rahatul de lămâie. Iar dacă alegeai rahatul de căpșuni, vă arătam ce scrie pe plicul din care le-am scos, iar pe plic scrie: știam că o să votez rahatul de căpșuni. Așa că, indiferent ce ai fi ales tu, cel care câștiga eram tot eu, care nici măcar nu sunt pe posterele de campanie. Asta v-am explicat-o, dar o să vă arăt ceva care e inexplicabil. Ce zic eu inexplicabil? Este paranormal. Deci paranormal. Mulțumesc mult, o să aleg și o fată ca să ne ajute. Uite, pe tine de aici, te ridici în picioare și ne spui cum te numești. Ioana. Ioana, ne cunoaștem? Nu. Ăsta este cel mai mare pachet de dimensiunea asta. Da? E un pachet normal, numai că e mare, noi ținem spectacole pentru că vrem să vadă toată lumea până în spate. Numai că, înainte să vin aici, am luat cărțile alea, le-am întins pe o masă cu fața în jos, le-am amestecat bine, 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 am băgat mâna între ele, am scos acolo o carte de joc, am întors-o invers, am pus-o la mijloc, le-am amestecat și le-am pus din nou în cutie. Deci undeva în pachet este o carte de joc întoarsă invers. Nu știm ce carte e, dar e. Pe tine te rog să iei microfonul și telefonul tău mobil și să vii alături de mine și vă rog să aplaudați pe Ioana, care se sacrifică pentru voi în seara asta. Bună, Ioana, te rog să vii aici în stânga mea. Trebuie să suni pe cineva, Ioana. Dar există niște reguli. Trebuie să suni pe cineva care, unu, nu e aici. Doi, știi cât de cât sigur că ne răspunde azi la ora asta. Să nu fie gay, să aibă probleme psihice sau să fie consumat alcool. De fapt, stai că n-ai pe cineva. Pe cineva care nu e aici și ne răspunde. Pe cine putem suna? Băiat sau fată? Alegeți tu. Bine, băiat. Băiat, stai, înainte să sunăm, pe cine sunăm? Dani. Câți ani are Dani? 17. 17. Cu ce se ocupă? Este colegul meu de bancă. E colegul tău de bancă. Bun.
Zine ceva despre el care nu e secret. Are prietenă? Are. E urât? E frumos? E ok. Acceptabil. Deci îl sunăm pe Dani, cum o cheamă pe prietena lui? Andra. Andra. Deci îl sunăm pe Dani, are 17 ani. Are o prietenă pe care o cheamă Andra. Animăluță de companie are? A avut. A avut? Ce a avut? Un câine. Un câine? Cum se numea, știi? Nei, nu. Nu știi. Deci îl sunăm pe Dani, 17 ani. A avut un cățel și o prietenă Andra are acum. E blond, roșcat, șaten. Cum are părul în cap? Șaten, spre blond. Și cum îl are făcut? Îl ține în sus. Îl ține în sus, așa, bun, perfect. Deci îl sun pe Dani și îi spui așa. Dragul meu coleg de bancă, sau mă rog, cum vrei să-i spui? Tu te rog să-mi zici o carte de joc, în afară de as, popă, da? Și damă, uite că zici că astea sunt cele mai populare, dar poate să-și aleagă orice carte, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 și valet. Deci orice carte de joc. Și atenție, ce carte de joc? Va zice Dani la telefon, care nici măcar nu știe că o să fie sunat, va fi carte de joc întoarsă invers în pachetul ăla. Deci garantez că se va întâmpla așa. Bă, deci garantez. Dacă nu, gen, îmi bat un cui în nas sau ceva. Deci garantez că se va întâmpla așa. Să-l sunăm pe Dani și ca să fie cinstit, să-l dăm și pe speaker ca să auzim. Ce bine că se montează, că s-ar putea să dureze treaba. Așa, hai să vedem unde e difuzorul. Aici. Da. Bună, Dani! Bună! Vreau să-mi zici și mie o carte de joc care, în afară de as și popă că nu-i suportă, damă. Și de... Damă, hai! Damă, zi-mi o carte! Și de damă? Nu, să nu fie de damă! Să nu fie damă? Damă, zi o carte! 8! Cum? 8! De ce? 8 de ce? 8 e ziua mea de naștere. Nu era nevoie să spui asta. 8 și de ce să fie inimă roșie? Scuze. Așa. 8 de roșie. De roșie. Te-am influențat, dar în fine. Nu e asta. Salut, numele meu este Vlad Grigorescu. Vă rog să-l aplaudați pe Dani. Dani, aplauzele astea sunt pentru tine, nu știu dacă știi, la televizor acum. Eu sunt Vlad Grigorescu, nu știu dacă auzi de mine, sunt mentalist de la care ghicește chestii și de-astea și vreau să-ți ghicești niște lucruri pe care jur că n-aș avea de unde să le știu. Ai 17 ani, corect? Ai o prietenă pe nume Andra, corect? Ai avut un câine, nu-l mai ai acum, corect? Și ești șaten, așa și ții părul întins în sus, corect? Incredibil! Și cartea de joc, să știi că avem un banner mare cu un 8 de inimă roșie, să știi... Ai bine, pam? Știe să controleze publicul, știe să se joace cu el. Nu s-a bâlbuit, n-a avut nicio scăpare, n-a avut niciun moment de timiditate și a ales victimele, a făcut exact ce a făcut și prima oară și a făcut-o foarte bine. Deci n-a ieșit trucul. În acest caz am să fac ceva, am promis că o să fac în cazul în care nu iese. Avem aici un cui de 10 cm din oțel. Este un cui de tâmplărie, ascuțit, te rog să-l verifici, n-are noi telescopic cu microchip din burete, toate variantele le-am auzit, verifică-l, e un cui normal de tâmplărie, da? Perfect, te rog să treci în dreapta mea, pentru că stânga este nara mea bună. Up de inimă rău și... Bă, de ce ați înnebunit la cap chiar că de-asta o să-mi bat un cui în nas? Așa, pur și simplu, în sensul că înainte trebuie să-l dezinfectăm. Adică avem aici niște alcool sanitar. Spirit, îi mai zice și spirit, miroase-l. Ceva, un buchet senzațional, adică e ceva frumos. O să facem așa, o să îl dezinfectăm. Nu vă luați ochii de pe cui, nu vreau să-mi aud vorbe cum că l-am schimbat sau ceva. Da, îl dezinfectăm bine. Perfect. Nu, deci n-am cum să-l bat cu mâna. O să am nevoie de un ciocan. Eu pot să mă duc acolo să mă uit? Am voie să vin să văd? Faci. Oh, e greu până spargi, Ioana. Stai, după aia... Nu puteam eu să aleg pe altcineva? Au.
Doamnelor și domnilor, așa se bate un cui în nas. Ce dracu, dați-mi voie să vă explic. Dați-mi voie să vă explic cum fac. Eu nu am creier și practic are unde să se ducă. Asta este explicația. Și hai să mai confirmă tu, Delia, și uite, o să merg la masa juriului. Cuiul se duce într-adevăr în cap. Deci nu în sus, ci în interiorul capului. Am calculat eu că vine pe aici pe la perciun, corect? Da, înțeleg, am nasul mare, dar nu chiar așa de mare. Și știți ce se zice despre bărbații cu nasul mare, nu? Poate să-și bată un cui în nas. Ok, deci cuiul este în nas din cauza ta, mă rog. Op de inimă roșie, bravo. Tu trebuie să mă ajut să-l scoatem. Fii atentă, vină mai aproape. Stai niște că te ajut eu. Cu mâna ta dreaptă îi apuci capătul, ții bine, strângi, dar nu tragi, mă lași pe mine să-ți trag mâna ca să știu traseul. Da? Aoleu. Ok? E foarte important, în schimb, să nu-i dai drumul orice ar fi să-l ții tot timpul, da? Ține-l bine, capătul ăsta, apropo, ăsta n-a fost în nas, deci poți să-l ții fără probleme, da? Ok? Ține-l, ține-l, da? Nu-i dai drumul orice ar fi. Mamă, ce romantic e să... Ușor? Sper să nu iasă cu surprize ca la Kinder. Ușor? Uite-te să vezi că e adevărat. Ce-a făcut? Stai că am planul B. Rămâi nemișcată. I-a dat drumul înapoi cuiului? Ce-a făcut? Și așa se scoate cuiul din nas. Mersi mult, Ioana. Poți să mergi la loc și vă rog să aplaudați pe Ioana. Bravo, Ioana. Din motive tehnice îl mai dezinfectăm o dată pentru show-ul de mâine. Și cam asta și cam asta a fost. Am uitat să vă arăt cartea de joc întoarsă invers. Haideți să vă arăt cartea care trebuia să fie undeva în pachet. Trebuie să fie o carte de joc întoarsă invers. Dacă o vedeți, să strigați: bă, uite o carte de joc întoarsă invers. Deci dacă o vedeți, bă, uite o carte de joc întoarsă. Și aceea nu poate să fie decât 8-ul de inimă roșie și asta e paranormal. Nu mă mai interesa nimic. La un moment dat mă plictisisem să mă distrez. Faptul că cartea era de 8 n-a mai avut nicio relevanță. Pur și simplu. Mă miră de fiecare dată aria creativității tale. M-am simțit ca în Vegas. Am avut senzația că sunt în Vegas. Pentru unii nu știu cât timp, că totul a decurs în așa fel încât nu mai conta, n-am ținut cont de asta. Auzi, întrebare, chestia cu cuiul în nas, adică pot să încerc să fac și eu? Bine, nu ne... No way! Nu te rog, nu. Copii, nu încercați așa ceva acasă. Încercați la un prieten acasă. Nu, glumesc, pe bune. Nu încercați așa ceva acasă. Decât dacă sunteți singuri. Da. Captivant. Rămân la părerea mea. Eu remarcabil. Vlad este un potențial câștigător pentru că știe să îmbine magia, umorul cu impertinența. A găsit un loc, un spațiu liber, deci el ar putea fi numit magicianul nesimțit. Și s-ar putea să aibă succes dacă merge pe această linie și își aduce victimele de acasă ca să nu-și ia bătaie pe la spectacole, ar putea să facă bani mulți și să aibă o carieră strălucită. Cum pot să fac să învăț și eu tipul ăsta de comportament? Nu. A, îl ai deja, stai neștit. Da? Te-ai ratat ca magician. E foarte clar. Este atât de comic și numărul ăsta încât n-ai nicio legătură. Magia... Dar nu e ai magie, ai umor. Corect. Corect. Ai răbdare. Data trecută am zis că e cel mai bun număr din seara respectivă. Ești în primele 3 în seara asta. Mulțumesc. Dacă ziceam în primele 4, nu mai ziceam nimic. Bun, hai să-l aplaudăm. Eu am să votez direct. Este plăcerea mea. Secretă. Având în vedere că ești mentalist, ne poți spune care vor fi voturile. Ah, clar, toate de da. Obligatoriu. Ia. E mentalist! Ne-ai citit gândurile. Cum am făcut? Explică-o pe asta! Eu cred că treaba asta cu cuiul are explicație și vreau să googlesc să văd. E o chestie de anatomie. Cranianul.
te-am întrebat după aia, spune-mi mie, care este trucul cu cuiul? Și mi-a zis, nu e niciun truc. Și l-a bătut. În sinus. Este o anumită tehnică de la fachir, de la nu știu ce, pe care am băsat-o el la un moment dat. Omul și-a bătut un cui în sinus. Cosinus de alfa a rezultat un loc în... La bot. Da, e, secretul trucului e că nu e niciun truc. Dar nu încercați așa.